Bună, eu sunt Andreea de la Andreea Lumea Cărților, iar astăzi, după mult timp, am revenit și eu cu un nou videoclip și am să fac un unboxing de la Elefant. Am aici cutia, cred că este pentru prima dată când vin cărțile într-o cutie. Și în prima parte a acestui videoclip o să vedeți unboxing-ul și am să vă prezint ce cărticele mi-am luat. Și în a doua parte a videoclipului vă pregătesc o surpriză, așa că vă rog să stați până la final. Ok, pachetul este nu foarte mare, dar nici mic. Am vreo 4 sau 5 cărți aici. Nu știu foarte multe chestii despre cărțile astea, doar că sunt niște cărți pe care mi le-am dorit foarte mult pentru că le-am văzut și la alți booktuber și cititori cărora le-au plăcut foarte mult și mor de nerăbdare, așa că haideți să desfacem pachetul ăsta. Aproape am reușit. Gata. Și văd oarecum cărțile. Ok. Avem o folie cu bule. Nu știu dacă asta pomnește. Se pare că pomnește, așa că o să am ocupație după ce termin acest videoclip. Și văd primele cărți. Sunt două și sunt un fel de set. Și este cartea Nicăieri nu e ca în Oz și Dorothy trebuie să moară. Este un set care a apărut la Leda Edge și mi l-am dorit foarte, foarte mult. Cred că este ceva legat de tărâmul Oz. Dacă ați citit când erați mai mici Vrăjitorul din Oz, mie mi-a plăcut foarte mult. Și m-am gândit că asta poate are ceva legătură și am înțeles că ceva personajele sunt schimbate, dar cred că o să fie super. Ok. Astea sunt cărțile. Nicăieri nu e ca în Oz este foarte subțire și are și un semn de carte cu Dorothy trebuie să moară. Arată super bine. Să mă uit puțin și la aceasta. Wow, aceasta vine cu semnul de la Ascensiunea. Și această carte este foarte interesantă. Am vrut să mi-o cumpăr, dar am renunțat pentru alta. În interior, scrisul este destul de mic, dar cred că se va citi ușor. Îmi place cum încep capitolele. Iar asta este ceva mai subțire. Scrisul este la fel. O să vă las sinopsisul de la amândouă. Sinceră să fiu, nu știu dacă au vreo legătură, probabil că au și dacă au, nu știu care trebuie citită prima, dar am să mă informez și o să le citesc în ordinea în care trebuie. Acesta este sinopsisul de la Nicăieri nu e ca în Oz. Și acesta este sinopsisul de la Dorothy trebuie să moară. Sunt foarte încântată de aceste cărți, mai ales pentru că sunt primele mele cărți de la Leda Edge și chiar sunt curioasă cum sunt cărțile de la această editură și dacă o să-mi placă, cu siguranță o să mai cumpăr. Următoarea carte este de la editura 3 și după cum vedeți pe fața mea sunt foarte entuziasmată, este vorba despre Prințesa de Hârtie, primul volum din seria Familia Royal. Am auzit foarte multe păreri bune despre cartea asta și nu am putut rezista să nu mi-o cumpăr. Este a doua mea carte de la editura 3. Eu mai am doar Mara Dyer începutul, care mi-a plăcut foarte mult și s-a citit foarte ușor. Arată superb, îmi place foarte mult coperta. În interior scrisul este clasic editurii 3. Din câte știu, este o trilogie, mai este Prințul de Hârtie și Palatul de Hârtie, dacă nu mă înșel.
Mie îmi plac foarte mult cărțile de la editura 3 fără supracoperta, așa că acum încerc să o dau jos, dar nu prea pot. Ok. Arată super bine, îmi place foarte mult. Aici puteți citi un fragment din, din această carte. Cred că este ceva mai de subțire decât Maradaier. Nu știu sigur. Are în jur de 400 de pagini, 390, cam așa. Și dacă vreți sinopsisul, îl citiți de aici, de pe supracopertă. Abia aștept să citesc cartea asta și sunt foarte încântată de ea și dacă vă va plăcea, sigur voi continua trilogia. Și acum a venit și un moment mult așteptat atât de mine cât și de voi, pentru că v-am dat un mic spoiler la început, dar probabil o să vă dați seama și din titlul videoclipului. Am două exemplare din Fartermore, o nouă apariție la Corinth Junior, de care sunt foarte încântată. Arată super, îmi place foarte mult coperta. Și bineînțeles că am luat un dublu exemplar, pentru că unul dintre aceste exemplare va ajunge la voi, la unul dintre câștigătorii acestui concurs. Nu mă așteptam să fie așa de groasă. Văd că are și un semn de carte cu colecția Smart Age și are aici o carte care este în pregătire la editura Corin Junior. Dacă mă urmăriți pe Instagram, am pus la story cu cartea asta, Summer Lost, ceva legat de vară și pare foarte interesantă și abia aștept să apară. Și cartea voastră are un semn de carte, așa că o să-l găsiți când, dacă te afli printre, dacă ești câștigătorul concursului, o să găsești aici și semnul. Știu că au citit-o foarte mulți booktuber pentru că au primit-o de la Corinth și am văzut tot felul de recenzii și videoclipuri și mi-a plăcut foarte mult. Cred că wow! Deci cam așa e un fel de trecere între capitole și aici scrie habar n-am câte capitole are această carte. Nu știu dacă scrie așa peste tot, dar e super. Cred că se va citi ușor, chiar dacă este o carte destul de groasă. Coperta este genială, după cum v-am spus. Aventurile în tărâmul de dincolo, de mai departe. Abia aștept să o citesc. Este o carte nouă plus, apărută la Corin Junior. Puteți citi sinopsisul. Și eu una abia aștept să o citesc, cred că după ce voi termina cartea pe care o citesc acum, poate o încep pe asta. Nu știu, am foarte multe cărți în plan să le citesc, dar timp de citit nu prea am. Și acum să trecem la partea pe care cred că o așteptați foarte mult din acest concurs. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că am ajuns la 500 de abonați și visul meu este pe jumătate împlinit, pentru că mai avem încă 500 și ajungem la 1000. Și am decis să fac un concurs pentru a vă mulțumi și a vă răsplăti că îmi sunteți alături și că mi-apreciați videoclipurile și munca pe care o depun. Și totodată sunt foarte bucuroasă pentru că la videoclipul cu rechizitele pentru școală am trecut de 1000 de vizualizări, ceea ce nu s-a mai întâmplat pe acest canal și e foarte șmecher să scrie acolo 1,2K și e super și sunt foarte bucuroasă. Acum o să vă prezint premiul pe care, cam știți, este vorba despre cartea Fartermore de la Corinth Junior și eu v-am mai luat și acest set de sticky notes-uri de diferite mărimi cu ceva animal print, steluțe, trandafiri și nu știu, dacă sunteți, dacă câștigătorul va fi un băiat, sper că nu te superi dacă primești
chestiile astea sunt cam de fete, dar sunt ok. Așa că tot ce aveți de făcut ca să câștigați cartea foarte mult și acest set cu multe sticky notes-uri este să dați like acestui videoclip, să vă abonați, să îmi dați un like pe Facebook, o să vă las link în descriere și un follow pe Instagram, doar dacă aveți aceste două conturi de Facebook și de Instagram. Și să-mi lăsați un comentariu cu particip și să-mi scrieți care a fost cartea voastră preferată pe care ați citit-o vara aceasta. Sper să vă înscrieți cât mai mult și câștigătorul va fi anunțat când vom ajunge la 600 de abonați. Eu vă urez spor la citit! Pa, pa!